Haideți să vă arăt cât de simplu este să preparați vegeta chiar la voi acasă. Este mult mai sănătoasă făcută acasă decât chimicalele pe care le cumpărați în mod normal. Avem nevoie de niște țelină, am pus și rădăcină de gel, morcov, ardei, mai punem ceapă, puteți să puneți legumele voastre preferate. A trebuit să curăț legumele, le-am spălat bine, apoi am început să le toc. Pe mandolină am dat ceapa și morcovii, apoi am început să pun legumele în acest deshidrator. Le puteți pune și la soare, se mai pot pune și în cuptor la temperatura de 60 de grade, unde veți lăsa cuptorul pornit 40 de minute, apoi verificați, reluați din nou procedura. Eu le-am lăsat în deshidrator cam două zile, bineînțeles că peste noapte am oprit aparatul, apoi după ce au fost uscate legumele le-am pus într-o tavă pentru a le amesteca mai bine, am folosit acest procesor, am început să adaug legumele uscate, am pus și niște mărar, Cimbru, scat, leuștean, pătrunjel, puteți să adăugați tot ce doriți acolo. Am pus și niște boabe de piper. După ce legumele noastre sunt mărunțite bine, le-am pus într-un bol și am adăugat niște boia. Am mai pus și sare de Himalaya, puteți să puneți ce tip de sare doriți. Cam așa arată rezultatul final. După cum vedeți, este mult mai sănătos să faceți vegeta chiar la voi acasă decât să o cumpărați. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc!